Bună seara și bine v-am găsit! În această seară vom vorbi despre cum să treci cu bine peste adolescență. Împreună cu mine am trei invitați deosebiți. Bună seara! Și o să încep cu Ramona, colega noastră. Bună, Ramona! Bună, Dani! Și salut, Ștefan! Salut! Bună, bine ai revenit la noi în platou. Ai mai fost la alte emisiuni, Julian. Mă bucur, Dani, să văd un tânăr moderator din generația Phoenix. Și eu mă bucur că ați acceptat invitația mea. Vreau să începem prin a povesti fiecare dintre voi. Cum a fost adolescența pentru voi? Ramona, vrei să începi tu? Da, a fost o perioadă foarte grea. Este perioada în care te confrunți cu niște crize de personalitate, hormonii o iau razna, ești în creștere și cumva identitatea ta încă nu este definită, îți cauți rostul, ești un pic mai răzvrătit, e o perioadă destul de nasoală. Dar dacă treci, ajungi în maturitate cum trebuie. Adolescență. Eu cred că s-au decalat lucrurile puțin când vorbim acum de adolescență. De ce am zis la începutul emisiunii generația Phoenix? Fiindcă e generația care trebuie să facă totul din cenușă, să se ridice, și de-aia mă super bucur că văd un tânăr moderator și e super treaba asta. Ideea e că decalându-se lucrurile, maturitatea a venit puțin mai repede, a venit peste adolescență. Și atunci vezi tineri care sunt maturi în anumite puncte de vedere și în alte puncte de vedere sunt adolescenți. Și atunci cele două s-au îmbinat și oarecum iese când una, când cealaltă. Când una, când cealaltă. Cel puțin asta mi s-a întâmplat mie. Și dacă ar fi să spun acum cum am trecut peste adolescență, o să-ți vorbesc puțin de maturitate și apoi să-ți mai zic de adolescență și în continuare sunt așa. Deci în continuare deci la mine... Deci trăiești adolescența. Încerc să-mi trăiesc adolescența, exact. Încerc să-mi o trăiesc. Tu, Ștefan? Ca să completez imaginea celor doi, așa dacă dăm un zoom out, generația din care fac parte eu și ei probabil, este generația care se confruntă cu cele mai multe alegeri, pentru că avem foarte multe păreri, avem foarte multă informație și suntem cei care ne dorim rezultatele foarte rapid, muncind foarte puțin și ajungând într-un termen foarte scurt la o destinație finală foarte bună. Pentru că avem foarte multe exemple în jurul nostru care au ajuns sus și ne dorim repede să ajungem și noi ca și ei. Și atunci pornim pe un drum, apoi deviem de la el, mergem către alt drum, iarăși deviem de la el, apoi mergem la alt drum. În direcție clară. Da. Da. Ați zis că a fost o perioadă grea, ai zis tu, Ramona. Care au fost lucrurile urâte cu care te-ai confruntat? Cred că toți adolescenții se confruntă cu coșuri. Asta este cel mai neplăcut. Îți cade stima de sine extrem de mult, mai ales dacă mai ai în preajmă și copilași care fac mișto de tine. În unele cazuri și părinții fac mișto, ceea ce e foarte greșit. Dar aveam prieteni în care casele cărora se întâmplă așa. Și eu personal am fost plinuță în adolescență. Când am început să mă dezvolt, m-am cam îngrășat. Și iarăși a fost un mare complex pentru mine până am scăpat de kilogramele în plus. Julie, la tine cum a fost? Cu la ce a fost... te-ai confruntat? M-am confruntat cu perioada de pubertate în care îți apar chestiile alea pe față. Chestiile alea roșii, omuleții aia. Așa că în clasa noua mă duceam la liceu și m-a ținut o perioadă foarte lungă treaba asta. Am încercat tot felul de creme, am încercat tot felul de tratamente. Ceeași perioadă. Eram două zile ieșit de la cosmetică, stăteam numai în casă, eram acolo închis în grilă că tocmai am făcut ceva la față. Și stăteam cu fularul așa până aici, că aveam zonele mele care să nu se vadă și într-adevăr chestia asta te frustrează. Nu te lasă să fii cu cei care stau naturali, sunt ok. Și cum e că mereu sunt niște adolescenți care arată foarte bine, n-au problemele astea și te oftiști când vezi că ei există. Și fac aceleași lucruri pe care le faci și tu. Da, da, mănâncă ciocolată. Pubertatea spune cuvântul. Da. Eu cu ce m-am confruntat personal, mi-aduc aminte că în perioada aia îmi puneam multe întrebări despre mine, despre cum sunt eu, despre reacțiile pe care le am față de părinții mei, față de colegi, față de prieteni. Încercam să văd de ce mă ascund, ce simt,
de ce am nevoie de, nu știu, a mă minți pe mine. Mă mințeam pe mine mult. Și asta mă făcea să-i mint și pe ceilalți, fără să-mi dau seama. Și îmi puneam foarte multe întrebări în perioada aia. Pur și simplu aveam anumite reacții, repulsii, pe care nu le înțelegeam, de ce le am, de ce mă comport așa. Și vina creștea din ce în ce mai mult, mă judecam din ce în ce mai mult, m-a apăsat foarte mult vina asta și asta mă făcea să mă interiorizez și mai mult în mine și să mă externalizez față de grup, față de oameni. Întotdeauna mă izolam de oameni și într-un fel m-a ajutat treaba asta, pentru că stând izolat eram conectat cu mine. Din punctul meu de vedere, cel mai important să fii conectat cu tine, pentru că asta te ajută repede să te cunoști, să treci prin procesul ăsta prin care oricine ar trebui să treacă și să mergi un pas înainte. În momentul în care ești înconjurat de grup, de obicei iei presiunea grupului, trebuie să faci ce face grupul ca să fii primit. Ești obligat să gândești într-un anumit fel și ești obligat mereu să aprobi lucruri care poate trec peste personalitatea ta, poate nu sunt despre tine, poate pe tine nu te reprezintă chestia și pur și simplu cu fiecare pas pe care îl faci în către direcția asta, te pierzi de tine și de personalitatea ta. Tu nu mai existi, ci există oamenii de lângă tine în tine. Ai zis chestia asta care mi-a plăcut, că stăteai singur și eu stau foarte mult timp singur și cum ai zis tu, că place să fiu conectat cu mine. Da, înainte... Important. Da, înainte mă simțeam rău că eram singur, pentru că... Știu și eu, și eu personal nu mă simt uneori rău, că sunt singur. Am zis, măi, sunt două variante. Unu, fie am o problemă, personal, eu fie am o problemă și nu sunt ca ceilalți, înseamnă că am o problemă, intrasem în panică, înseamnă că trebuie să fac ceva. Uite că ei toți sunt ok, ei n-au nicio problemă, ei râd, ei fac glume, ei... sunt mereu fericiți, au un motiv pentru care să fie fericiți în fiecare zi și înseamnă că eu am o problemă. Dar nu știu ce s-a întâmplat, sincer, că mă tot gândesc care a fost procesul, dar ideea e că am rămas acolo și n-am mers, ci am rămas în mine și am început să caut până când am început să mă cunosc și să-mi placă să stau cu mine. Am început să-mi placă să stau cu mine, pur și simplu, să mă simt ok. Da, asta e cel mai important, să te simți bine cu tine. Da. Da, și automat când am început, ghișce, când am început să mă simt bine cu mine, au început să apară, exact, prietenii. Au început să apară oamenii cu care să socializez și să socializez pe vibrația mea și să socializez cu ei pe același gen de conversații, discuții și a fost un experiment, wow, foarte bun. Un om care se acceptă și se cunoaște bine atrage oameni în jurul, da, mult mai ușor, da, decât un frustrat sau așa. De fapt, toți atrag, cred, dar fiecare atrage ceea ce este. Exact. Da, și asta. Giulie, Ștefan, voi doi sunteți frați. Cum a fost pentru voi? Suntem frați? Dar nu prea seamănă. Eu am fost la polul opus din tot ce a zis el acum. Eu eram persoana care era mereu cu socializarea, să am foarte mulți oameni în jurul meu, să organizez foarte multe lucruri, să facem foarte multe lucruri în echipă. Îmi plăcea să îi țin pe ceilalți într-o dispoziție foarte bună. De exemplu, dacă cineva era supărat într-un colț, mă duceam la el, nu lăsam până când nu zâmbea. Omul ăla trebuia să zâmbească, cum să stea în perimetrul meu fără să zâmbească, știi? Și chestia asta m-a făcut să alerg exact invers. M-a făcut să alerg după aprobări. Și întotdeauna lupta mea era să alerg după aprobări. Încercam să găsesc suma tuturor oamenilor care erau mai răsăriți, strângeam toate comentariile lor, adunam tot feedback-ul negativ, improve myself, îmi dădeam update de fiecare dată, am început să mă expun atât de mult încât să rezist la toate comentariile care veneau, fiindcă expunându-mă din ce în ce mai mult, aveam două șanse, ori să mă duc în jos, ori să-mi formez un scut atât de puternic încât să-mi mențin calea. Și cum ai reușit să-ți faci acest scut? Crede-mă că am ajuns. La un moment dat am ieșit cu o fată. Și avea o prietenă. Să te întrebi de... Și avea o prietenă. Și prietena ei la sfârșit a zis ceva... Mi s-a părut mie că era un feedback negativ pentru mine. Știi, dar n-am putut să-l aud bine. A doua zi mi-a dat pe Facebook și i-am scris: bună, eu sunt Giuliano. Da, știu. Zic, spune și mie, te rog frumos, care e feedback-ul negativ pe care mi l-ai dat aseară? Și s-a blocat, a zis, cum adică, ce e la feedback negativ? Zic, băi, ai zis ceva rău de mine, spune-mi ce ai zis, că pe mine mă ajută chestiile astea. Mă ajută că eu de acolo iau exact ce-mi trebuie mie și evoluez mai departe.
Bineînțeles că n-a înțeles, până la urmă a fost o catastrofă. Eu am ieșit ăla la sol și am zis ok, lasă, ok. Cred că aici e limita, m-am dus prea departe cu feedback-ul negativ. Ideea este că după ce am alergat, după tot feedback-ul ăsta în continuu, să fiu produsul tuturor părerilor, mi-am dat seama că nici părerile nu au o cursă dreaptă. Părerile întotdeauna vor fi așa. Și când am văzut că am început să fac așa, am început să mă caut. Și acum eu stau foarte singur. Înțelegi? Cel mai sociabil. Da. Și am început să mă caut foarte mult și să vin să mă conectez. Oarecum noi doi am fost yin și yang de fiecare dată. Când unul a aprobat ceva, celălalt a aprobat celălalt lucru. Ca mereu să avem un lucru care să ne aducă înapoi. Am avut mereu partea aia. Ok, el e aici, să știu cât merg încolo. Dar mereu am treaba asta. Bun, am ajuns eu, acum el să... Sau, da, eram mereu în puncte diametral opuse de referință. Mi-aduc aminte că când eu aveam prietenă, el nu avea și era în starea în care eram eu când nu aveam prietenă și el avea și invers. Și mereu a fost o roată a lucrurilor în general, social, uman. Da. Și ideea e că el e născut în ianuarie la începutul anului, eu la sfârșitul anului în decembrie. Alfa și Omega. Wow, ce chestie. Mama voastră înseamnă că mereu a avut încercări de toate. Da. Cred că a avut multe încercări mama noastră. Ramona, și tu ai doi frați. Da, da, și tu cum te-ai înțeles cu ei? Sora mea este mai apropiată de vârstă și am prins vremea în care ne băteam, ne păruiam. Mă enerva că în perioada asta preadolescentă mă copia în tot ce făceam și era extrem de enervant. Ea fiind mai mică vrea să facă ca mine tot. Iar pe cel mic, frățiorul mic a venit după când eu aveam 10 ani și deja acolo, cum ai spus și tu, am fost forțată să devin matură pentru că am avut grijă de el și îl hrăneam, îl schimbam, mă jucam, aveam grijă de el. Acolo am trebuit să, deși copil fiind, să fiu matură, a trebuit și cumva mi-am trăit adolescența puțin mai târziu. Ce rol au avut prietenii voștri în adolescență? Prietenii noștri? Dacă e să mă gândesc cu mintea de acum, cred că prietenii noștri au avut rolul de a ne arăta cine suntem și cum ne putem corecta ca să creștem mai sus. Și dacă aveai mintea de atunci? Dacă aș avea mintea de atunci, mă gândeam că eu sunt problema prietenilor cu care mă înconjor. Adică dacă un prieten pleacă de lângă mine și se supără, înseamnă că am o problemă. Dacă un alt prieten vine, mă gândeam ce am făcut ca să vină, ca să mai fac. Și e jocul ăla în care pur și simplu depinzi mereu de exterior și nu de interior, ci mereu încerci să obții aprobarea, să cauți feedback-ul, să fii înconjurat de ceva prieteni. Ce nu te reprezintă. Ramona? Eu aveam puțin prieteni, una, două fete poate cu care eram mai apropiată și să zic mă încurajam când aveam stări mai negative, mă încurajam povestind cu ele. Însă m-am înțeles în liceu foarte bine cu băieții. Eram genul amica băieților și ne jucam X-Zero, ne jucam, deci mai mult cu băieții stăteam în pauză. Mă simțeam mai în siguranță și mai confortabil. Fetele simțeam că sunt răutăcioasă și mă judecă, mă critic mai mult decât băieții din clasă. Giuliano, tu ce fel de prieteni ai avut? Cum te-ai influențat? Eu am avut foarte mulți prieteni. Și prietenii mei veneau în valuri și plecau în valuri. Dar ideea e că prieteniile pe care le aveam cu ei erau foarte superficiale. Adică am abilitatea să mă prietenesc cu oricine imediat, dar asta nu înseamnă că acela este un prieten adevăratul sens al cuvântului. Și cu timpul am început să cresc eu personal și crescând personal am început să vină către mine oameni mai de calitate și venind către mine oameni de calitate am studiat foarte mult ce înseamnă o prietenie adevărată și din punctul meu de vedere acum prietenia adevărată este prietenia unde ai o școală de virtuții, adică unde noi ne întâlnim și discutăm lucruri care țin de spirit, țin de suflet, țin de caracter, nu venim și eu îți dau și tu îmi dai. Că astea sunt prieteniile din ziua de azi.
hai să ne întâlnim cu ăla că ne dă nu știu ce și noi îi dăm nu știu ce. Sunt schimburi. S-a dus ceea ce trebuia să-ți dea, gata. Nu mai suntem prieteni, da, că eram pe nevoie. Altceva. E prietenie pe nevoie. Da. Și atunci aveam prietenii foarte superficiale. Acum au început să devină mai profunde după ce am conștientizat treburile astea. Plus că după ce le conștientizezi, că mă gândesc că asta e lupta dintre adolescență spre maturitate. Nivelul tău de a deveni din ce în ce mai conștient de absolut tot ce ți se întâmplă, de a te împrieteni cu Dumnezeu. Da. Cam asta e cea mai mare. Vreți să-mi povestiți prima întâmplare cu un prieten de-al vostru care vă vine acum în minte? Vrei să încep tu, Julie? Cu un prieten? Cu un prieten sau o prietenă? Pe, în general sau relație? În general. Vorbim mai încolo și despre relații. Stai să mă gândesc. Băi, știu că de obicei eram cu fratele meu, cu Ștefan, și cu un prieten foarte bun pe care îl aveam, că eram trei de obicei, și Radu. Și Radu Pițurlea, și făceam foarte multe lucruri care ne treceau prin cap. Adică dacă intram într-un muzeu și era o ușă cu interzis, trebuie să o cunoaștem, trebuie să vedem ce acolo. Spiritul de cercetare era la maxim. În fiecare zi ne gândeam ce să mai facem ca să putem să explorăm absolut tot ce este în jurul nostru. Plus că pe vremea aia am făcut și niște videoclipuri frumoase. Ții minte că am văzut câteva videoclipuri. Am încercat să ne ducem așa, cam în toate ramurile în care sufletul nostru a vrut să meargă. Vrem să facem niște filmulețe, hai să le facem, să vedem ce se întâmplă. Ne dezvoltăm în direcția aia. Vrem să facem, ce am mai făcut, antreprenoriat. Hai să ne dezvoltăm în direcția asta, să vedem ce am mai făcut. De exemplu, eu și cu Ștefan, în pauza mare, veneam frumos cu cutia, cu marfa adusă din China. Lume, marfa nouă. Și vindeam tot felul de chestii pe care le cumpăram. Adică încercam să, oarecum să fim pe picioarele noastre din punct de vedere financiar. Fiindcă e importantă și latura asta. Foarte importantă e și latura asta. Deci în adolescență am făcut cam tot ce, tot ce ai vrut. Îmi trecea prin cap. Ramona, te-ai gândit? Nu am o întâmplare anume, dar știu că am pățit adesea să descarc sufletul, să zic, cu unei prietene și apoi să-mi aud povestea la mai multe... Deci asta nu e o amintire foarte plăcută. Da, la mai multe persoane și am fost foarte dezamăgită. Știu că plângeam și eram extrem dezamăgită de ce prieten am. Și chestia asta așa te marchează, te rănește, te face să nu prea mai ai încredere în oameni. Ștefan, te-ai gândit la o poveste? Tot vine o întâmplare în minte și încerc să o scot, să văd dacă găsesc alta, dar nu o scot, nu-mi iese. E clar, trebuie să vinci. Nu, asta e. E o întâmplare în care ne întorceam cu toți dintr-un, am participat într-un proiect împreună, și ne întorceam cu toții către casele noastre, eram extrem de terminați, epuizați și când ești destul de obosit, rațional, rușinea față de oameni scade, adică da, nu te mai gândești ce spun ceilalți, ești mai dezinhibat, da. Și efectul băuturii. Și eram la semafor și eram patru persoane în mașină și dintr-o dată două persoane din spate s-au dezbrăcat, printre care și eu, bineînțeles, până la bust. Ne-am dat rapid jos din mașină, ne-am spus să deschide portbagajul, ne-am urcat în portbagaj și am închis. Bineînțeles că făceam treaba asta pentru cei din exterior să-i amuzăm. Iar la următorul semafor am făcut același lucru, numai că cei din față au venit, aveam o lopată undeva în portbagaj, au ieșit din mașină, au scos lopata și pur și simplu ne-au scos din portbagaj și ne-au fugărit pe stradă. Și pentru noi a fost așa, adrenalină, senzație tare cu amuzament și distracție. Mi-am amintit și acum că ai povestit asta. Eu aveam vreo două prietene cu care sunam la numere formate random și făceam farse. Mi se părea super amuzant, acum îmi pare rău pentru acei oameni. Părinții voștri, ce rol au avut? Mă durește. Cum i-ați perceput voi pe părinții voștri? Vrei să încep, Viviano? Părinții noștri, cel puțin ai noștri, au fost foarte deschiși la minte și nu ne-au obligat să o luăm pe o cale. Ne-au făcut o recomandare, dar nu ne-au obligat. Cel puțin eu
prima oară am fost la liceul de arhitectură. Un liceu bun din punct de vedere al domeniului de arhitectură, însă nu se pune accentul foarte mult pe altceva decât desen. Așa că în fiecare zi la școală eu desenam toată ziua, pur și simplu. Eram DJ-ul clasei, mă duceam, puneam box, dădeam drumul la playlist și toată ziua desenam. Wow. Dar în rest nu prea se mai făcea și altceva. Plus de asta vorbise mai devreme de prieteni. Anturajul nu era... Era sub nivel. Sub nivel. Și atunci am luat decizia că ar trebui să mă mut. Știu că și eu am vrut să merg la liceul ăla și da? O profesoară mi-a zis povestea ta de acolo și m-am răzgândit. Ai rămas reper. Da. Și după aia am mers după sfatul părinților. Adică, băi, dacă varianta mea n-a fost bună, hai să o încerc pe asta. De ce nu? Mereu trebuie să spun întrebarea. De ce nu? Că părintele îți vrea binele întotdeauna. Normal. Numai că mai întâi trebuie să-ți faci tu, dacă dorești, pașii. Dacă ești destul de inteligent să asculți sfatul din prima și se potrivește și cu ceea ce-ți dorești tu, atunci da, mergi pe calea aia. Întotdeauna în adolescență o să-ți dorești foarte multe lucruri. Înainte să intru la un liceu, înainte să intru la o facultate, aveam așa vreo 7, 8, 10 domenii pe care mă simțeam bun și capabil să le fac. Și nu știam cum să aleg, cum spunea și Ștefan mai devreme, avem foarte multe oferte. Viitorul se schimbă foarte repede, fluctuație foarte mare. Și atunci te gândești, băi, eu până la urmă, la ce sunt bun? Care sunt valențele mele? Care sunt talanții mei? Și până la urmă ai găsit o modalitate. Și până la urmă am găsit o modalitate, da. Până la urmă am găsit o modalitate. Da, cum spunea și Giulie, noi am avut avantajul, din ce mi-aduc aminte și din ce văd acum, uitându-mă în trecut, avantajul faptului că părinții noștri au fost foarte apropiați de vârstă, ca și noi, și au putut să ne înțeleagă, au putut să ne dea curs la problemele pe care le aveam, să ne dea soluții, variante, puncte de vedere mai apropiate de punctele noastre de vedere. Am petrecut multe... Am construit multe activități împreună și am petrecut foarte mult timp împreună. Foarte uniți ca și familie, pentru că ei erau tineri, ei se jucau, noi asta vedeam la ei, că ei se jucau, noi făceam același lucru între noi și ei o făceau împreună cu noi. Și asta te deschide, te deschide față de familie, te deschide față de cei din jur. Nu pornești cu inhibații când te întâlnești cu oameni din exterior, ci pur și simplu ești deschis, ești degajat și ești stabil pe tine, pentru că familia este puntea care creează prima bază a personalității tale de a fi foarte încrezător în tine. Dacă familia te dezapreciază și te judecă, te condamnă, te învinovățește, atunci stima ta de sine, stima de sine scăzută. Va cădea, pentru că cea mai mare încredere paternă din punct de vedere biologic o ai în părinții tăi, fără să vrei cuvântul unui părinte te, chiar dacă tu vrei să fii foarte detașat, fără să vrei cuvântul părintelui, te afectează dacă nu aprobă ceva ce faci. Și asta este extrem de important, că ei să aprobe ce faci. Și dacă stau bine să mă gândesc, că chiar ne-a susținut foarte mult și au aprobat tot ceea ce am făcut. Adică n-au spus nu. Și pentru noi a fost foarte important, mai ales pentru mine, pentru că adică sunt o fire mai în afara regulilor, nu-mi plac regulile și fratele meu, faptul că este foarte expansiv și își dorește să împuște foarte mulți temi, dacă nu ar fi avut înțelegerea asta față de noi, cred că le-ar fi fost dificil și lor și nouă și am fi ieșit cu un deficit cu toții în societate. Ramona? Eu, în adolescență, am plecat de acasă și părinții mei, în acea perioadă, au plecat în Spania. Cum adică ai plecat de acasă? Ai fugit? Nu. Noi stăteam la țară și la liceu a trebuit să mă duc în oraș și am locuit cu mătușa și unchiul meu. N-am mai locuit în casa părintească și, oricum, ei au plecat în Spania. Și ruptura asta s-a simțit, probabil și de asta am avut multe nesiguranțe în adolescență și multe conflicte interioare, nemai fiind lângă ei. Știu că în perioada aceea m-am răcit de ei, cum îi vedeam doar o dată pe an. În Spania mergeam vara în vacanță și m-am răcit foarte mult de ei, vorbeam rar la telefon și cumva eram cam răzvrătită, simțeam că ei nu mă mai cunosc și n-au dreptul să mai spună prea multe, pentru că stau acolo și nu mai știu pe mine care am crescut, m-am mai transformat. Și da, am fost
n-am avut o relație prea bună în perioada aceea cu ei și cred că și ei au suferit foarte mult, dar de la distanță nu prea puteau face nimic. Pot, Juliana, nu vreau să zici ceva. Da. Voiam să mai spun un singur lucru pe care l-am conștientizat de-a lungul timpului. Relegat de perioada noastră de răzvrătire. Toți am avut. Oricât de răzvrătiți am fi, până nu ne întoarcem din nou în familie, să ne cunoaștem originile, să știm de ce noi ne comportăm într-un anumit fel, până nu ne vindecăm și spargem tiparul din care ne-am născut, poți să fii răzvrătit 15 ani de zile. Poți când te-ai întors acasă, ești cu 15 ani în urmă, da. Fiindcă degeaba tu vrei să demonstrezi părintelui că ești altfel, fiindcă el vrea ca mai întâi să vadă că tu ai trecut prin perioada de a te înțelege cu el. Și după ce ai trecut acolo și împreună el zice, da mă tată, sau da mă mamă, așa e bine, mergi pe aici. N-am ce să-ți mai zic. Din punctul meu de vedere, e ok. Ai trecut testul meu, ca să zic așa. Da. Și acolo sunt toate originile. E o chestie foarte importantă pe care a punctat-o Gilicea. Extrem de importantă. De ce? Pentru că cele mai multe lovituri pe care le iei, le iei din familie și nu din prieteni și exterior. Da. Alea sunt cele mai dureroase lovituri pe care le iei. Da. Te afectează enorm. Și ideea este că dacă fugi de familie, te va urmări toată viața în ghilimele. Dar nu faptul că ei vin după tine, ci faptul că ei sunt în tine. Pentru că și tu îți vei construi familie și vei reacționa și te vei comporta fix la fel cum s-a comportat familia ta cu tine. Și până nu rezolvi toate problemele astea, ești blocat. Ești blocat în tine, nu crești, nu fugi de ceva. Adică știm cu toții faptul că dacă vrem să scăpăm de o frică, soluția este să ne aruncăm în frică, să o confruntăm și nu să fugim de ea. Cu cât fugim mai mult de ea, cu atât vine mai mult către noi, cu atât ne acapărează mai mult și ne bagă în pământ. Te rog, Julian. Mie îmi plac provocările, așa că întotdeauna eu când mi-am pus un target, mi-am pus o provocare. Și gândindu-mă, acum vorbesc pentru cei familiști, tinerii care își doresc să aibă o familie, m-am gândit așa, băi, cum aș putea eu să am pretenția, că există vorba aia în popor, fă ce zice popa, nu ce face popa. Greșit! De ce mai e popă? Se fac altceva. Se facă, nu știu, altceva. Eu nu sunt de acord cu vorba asta și am auzit-o de la foarte multă lume. Nu sunt de acord. Omul care îmi vorbește trebuie să fie autentic în ceea ce vorbește. Altfel minte. Da. Și eu n-ascult minciuni că eu nu mă mint pe mine. Nu mă mai mint pe mine. Încerc să nu mă mai mint pe mine. Hai că progresezi. Da. Ajungem la adevăr. Spre adevăr. Ideea este în felul următor, că însă așa. Cum aș putea eu să-i cer fiului meu să asculte de mine dacă eu n-am ascultat de tatăl meu? Da. Cum aș putea să-i spun, ia sfatul ăsta și fă ce trebuie cu el, când se duce la bunicul și zice, bă, știi cum era, mă, taică tu, hai să zic, bă, tot ce ziceam trecea pe lângă el așa, nu vedea nimic. Și zice, aha, am înțeles, păi așa o să fac și eu, la fel ca tatăl meu. Așa că am zis, stop, hai înapoi, că trebuie să fiu autentic. Foarte frumos, mi-a plăcut mult ce a spus. Vreți să spuneți și câte o amintire frumoasă cu părinții voștri? Ce vă vine acum în cap, în minte? Pentru mine o să rămână mereu o amintire deosebită. Vineri seara, și nu numai, dar în special vineri seara, stăteam toți și cântam pe voci. Părinții noștri ne-au educat muzical să învățăm, să cântăm după ureche, după note, tot ce se poate. Și cântam, deși eram copii, se auzea armonie pe patru voci distincte, suna superb. Și acest cadru de familie în care cântam și lăudam pe Dumnezeu va rămâne minunat în teme. Pot să spun exact același lucru despre aceeași perioadă, vineri seara. Vineri seara era perioada în care era curățenie lună în casă, după o săptămână exact. De haos, era curățenie frumos, era cea mai multă mâncare. Parcă dintr-o dată se umplea frigiderul, veneau fructele, venea absolut tot, toată lumea era așezată, frumos. La seara citeam, ascultam ceva muzică bună și povesteam așa, ne uitam peste poze din vacanță și era așa momentul ăla de... Simțeam unitate, exact. În diversitate. Uniune. Superb. Vineri seara, asta era și începe să fie din nou. Super. Eu cel mai frumos moment pe care mi-aduc aminte era când mergeam la mare. Eram în vacanță și ne simțeam ca în vacanță, pentru că cu toții ne răsfățam unii pe alții, de la cuvinte până la fapte.
și nu mai exista absolut nicio presiune. Se vedea că toată lumea încearcă să creeze armonie în context și toată lumea pune umărul și fiecare lasă de el, de la el, ca să mențină această stare de spirit bună, relaxantă, care te apropie foarte mult. Da, mi-a plăcut. Voi ați trecut cu bine peste adolescență. Eu cred că ați fost echilibrați. Cum credeți că ați făcut lucrul acesta? Să aveți o adolescență echilibrată? Foarte simplu. Ba nu, nu e simplu. Nu e așa simplu. Știi cum am făcut? Am fost într-o extremă foarte mult timp și când mi-am dat seama că sunt în extremă și am conștientizat că eu sunt în extrema cealaltă, m-a dus în cealaltă extremă. Și am stat foarte mult în extrema cealaltă și apoi când mi-am dat seama de extreme, am găsit echilibru. Pentru că ideea e că nu zic să faci rău și să faci bine ca să găsești echilibru, dar n-ai cum să menții echilibrul dacă nu vezi unde e linia, unde e granița, unde să te duci, unde să pui situația să o menținezi în partea dreaptă și unde să o menținezi în partea stângă. E foarte greu. Cel mai greu lucru și cel mai important lucru, Solomon în proverbele lui vorbește doar despre echilibru, atât. În toate parabolele lui spune că cel mai greu lucru la care va trebui să ajungă omul este echilibru. Și majoritatea oamenilor de obicei fug de echilibru. Pentru că în momentul în care te duci în extremă, ți-e mult mai comod. E greu să rămâi în echilibru, e ciudat, e greu, e mai comod să te duci în extremă, într-o extremă sau alta. Așa e, în perioada adolescenței testezi cumva toate drumurile. Mi-amintesc că dintr-o așa o dorință de autoapărare și să par dură, deși eram foarte fragilă în interior, eram băiețoasă și mă îmbrăcam lărgos, purteam șepci, stăteam cu băieții, încercam să le folosesc jargoanele, cuvintele lor, să par cool, să mă integrez așa și să par fata dură și puternică. Asta mi-a prins greu, pentru că foarte greu a fost să devin feminină, să mă placă un băiat. Și până în facultate nu mă plăcea niciun băiat. Toți mă percepeau repede ca o amică, dar nu mă plăcea niciunul. Și am avut mare așa frustrare pe seama asta că nu... Să vorbim după ce zice și Giuliano okay. Despre... Foarte să ajung atunci la cheie. Cred că te ajută să ieși din adolescență, să ai niște activități în care să-ți depui energia și în activitățile alea să te cunoști pe tine, ce ai putea să faci, la ce ai fi bun. Când îți dai seama că ceva ți iese bine, prinzi curaj și îți găsești cumva rostul, menirea în viața asta și te face să treci peste stările astea normale în adolescență. După cum am spus, la mine adolescența este o combinație și... În perioada aia am încercat foarte multe lucruri. Am încercat extrem de multe lucruri și cred că echilibrul meu întotdeauna a fost Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să fac tot împreună cu El și întotdeauna am încercat să-mi creez o relație foarte puternică cu El. În perioada de adolescență aș putea spune că am încercat să investesc cât de mult am putut în treaba asta și am spus da la absolut tot ce mi-a venit. Orice îmi venea în cale, ziceam, da, mă apuc să fac și treaba asta. Și le făceam pe absolut toate pe care le prindeam ca să pot să văd, cum ai spus și tu, spre ce aș putea să mă canalizez. Și am învățat câte puțin din toate ca să am un bagaj și să știu exact ce vreau să fac în viață și ce nu vreau să fac. Așa că în perioada de adolescență am investit tot timpul pe care l-am avut în foarte multe lucruri practice care mi-au ieșit în cale. Și nu am avut mofturi, nu am avut... chestii care să mă țină deoparte. Chiar dacă nu știam, ziceam da și învățam mai târziu. Înveți, că tocmai asta faci în adolescență, trebuie să înveți foarte mult. Dacă stagnam, simțeam că sunt neproductiv, simțeam că stau pe loc. Dumnezeu. Asta e cheia mea. Ramona a zis mai devreme despre băieți, că nu o prea plăceau. Voi ați avut probleme cu domnișoarele? Probleme. Nu știu, poate să-ți placă de o fată, ei să nu-mi placă de tine, tu să te superi. Să te simți respins. Da.
Mulți. Zici Ștefan și apoi zic și eu. Eu tocmai am vorbit. Măi, ideea este că pe noi a interesat foarte mult capitolul fete. Extrem de mult. Pe toți ne interesează. Poate, da? Poate pe toți, da, dar mie mi-a plăcut să am și rezultate în privința asta. Tocmai de-aia. Ce fel de rezultat? În ce sens? Eu aveam un ideal în cap, îmi construisem un ideal și rezultatul era să găsesc acel ideal. Da? Pentru că cu toții ne dorim un ideal, dar nu-l atingem. Fiecare, bineînțeles, are idealul lui. Dar eu studiind și citind foarte multe lucruri despre cum ar trebui să fie o femeie, să o iau un pic de la capăt. Eu am avut foarte multe frustrări personal și probleme din cauza lui Giulie. Opa. De ce? Pentru că mă comparam mereu cu el, eram într-o competiție cu el. Au fost câteva diferențe pe care am reușit să trec peste ele, le-am înțeles, le-am acceptat, le-am iertat în sine mea, pentru că e important să le ca să trec peste ele. Și am avut mereu confruntarea de a alerga în concurs, fiind mereu în concurs cu el care e mai bun. Pentru că oamenii ne făceau treaba asta, nu știu, mi se pare că oamenii au satisfacție să vadă dacă care e mai bun. Mereu ne puneau în comparație unul cu altul. Și bineînțeles, dacă ești fragil la minte, bineînțeles că intri în jocul ăsta și începi și tu să te compari, să vezi ce poți avea să fii mai bun ca celălalt. Numai că eu jucam jocul lui în loc să joc jocul meu. Și de fiecare dată când jucam jocul lui, mă îndepărtam de mine. Iar asta mă făcea să nu mă cunosc, să nu am rezultate și să intru mereu în conflict cu cei din jurul meu și cu el indirect. Pentru că eu nu arătam că sunt în conflict cu el, dar eu simțeam o repulsie față de el. Până când la liceu ne-am despărțit, el s-a dus pe drumul lui, eu pe drumul meu și mi-am dat seama că oamenii mă apreciază pentru ceea ce sunt. Atunci a fost momentul în care am luat pauză. Am zis că nu mai am de ce să fiu în competiție, că acum nu mă cunoaște nimeni. Și nici nu mă mai interesează să fiu cu cineva, că eu de fapt nu mă interesează să intru în vreo competiție cu cineva. Intram într-o competiție pentru că m-am provocat și îmi plac și mie provocările. Și acolo am rămas pe pauză și mi-am dat seama că oamenii mă apreciază așa cum sunt. Și nu eram ok, deschis, eram foarte închis. Și oamenii mă apreciau așa cum eram. Și pentru noi a fost foarte important treaba asta. Exact cum zicea și Ramona, când vezi că îți merge ceva, prinzi curaj și continui în direcția respectivă și mi-am dat seama că atunci mi-a picat, da, fisa și am zis, wow, oamenii mă apreciază pentru ceea ce sunt și eu 8 ani de zile am luptat să fiu cu altcineva și să intru în competiție cu cealaltă persoană când eu sunt așa bun, uite, mă apreciază oamenii. Bineînțeles că aprecierea, din păcate, la început o găsești în exterior și nu în interior, că nu te apreciezi tu pe tine. Ar fi bine să te apreciezi tu pe tine, să-ți dai seama că tu ai o valoare și nu trebuie să depinzi de aprecierile celorlalți. Și mi-am dat seama că oamenii mă apreciază așa cum sunt și am început să-mi dezvolt latura mea. Cine sunt eu, cum sunt eu. Și am zis, ok, dacă oamenii mă apreciază așa cum sunt și eu nu m-am dezvoltat deloc, wow, cum ar fi eu să mă dezvolt pe mine? Și am început să mă dezvolt foarte mult. Și acum să revenim la capitolul cu fete, același lucru era competiție între noi, fetele. Cel mai cuceritor. Da, bine, eram cam noi doi și restul, sincer. Între noi era foarte puțin de obicei, dar de cele mai multe ori, cred că, și până în ziua de azi, fetele care mi-au plăcut, mi-au plăcut și lui și fetele care au plăcut lui, mi-au plăcut și lui. Am vrut să vă întreb chestia asta, dacă vreodată v-ați certat pe fată. Nu ne-am certat. Sincer, nu ne-am certat. Ele pe voi, cred că. Nici asta nu știm. Nu știm. Dar ideea care este cu fetele, că pe mine m-a interesat mai profund relația cu o fată. Pentru mine nu era suficient doar să am o fată lângă mine care arată bine și să ne îmbrățișăm, să ne pupăm atașamentele, ci mă interesa o fată care era acea fată pe care și-o dorește toată lumea. Și am început să caut care e acea fată ideală despre care toată lumea vorbește. Și am început să văd ce calități are, ce valori are, ce principii are, ce ar trebui să aibă în interior, că nu exterior e important, ci interior e important. Cum e interior important și nu exterior? Eu contează. Și am găsit o serie de lucruri și item și mi-a dat seama că eu niciodată nu o să pot să am fata respectivă dacă eu nu sunt băiatul ideal. Da. Și atunci am zis, cum aș putea eu să am femeia ideală și eu să mă comport cum sunt eu sau cum mă comport? Și atunci am pus stop la a căuta
fată ideală și să lucrez la mine. Și să zic, ok, cum ar trebui să arate bărbatul ideal? Păi ar trebui să aibă calitățile astea, trebuie să aibă valorile astea, trebuie să se comporte așa, trebuie să arate așa și așa mai departe. Și am început să lucrez la mine foarte mult. Și lucrând la mine, n-am avut probleme niciodată cu fetele. Și anume să... Suferi. Să ba da, am suferit după fete. Am suferit. Nu să sufăr, ci pur și simplu să intru în zona aia în care mi se pare că nicio fată nu mă place. Nu. Pentru că eu știam că lucrez la mine. De exemplu, lucram pe o calitate, o exersam foarte mult, creșteam în ea și vedeam că primesc feedback din partea lor pentru acea calitate. Și atunci spuneam, ok, funcționează. Bun, merg mai departe. Și... Ce tare. Da. Cu sistematizat așa totul. Da, așa am gândit-o eu. Și ideea este că, sincer, un pont e când nu te uiți după fete... Se uite ele după tine, dar nu că sunt ele mai slabe decât tine, ci pur și simplu văd ce trebuie să vadă o fată într-un băiat, și anume că el este axat pe el, știe ce vrea, știe unde vrea să se ducă, se cunoaște, și pentru o femeie e atractiv treaba asta. De ce? Pentru că o femeie are nevoie de siguranță. Are nevoie să știe că bărbatul e acolo pentru ea, că bărbatul e direcția și găsesc în el ceva, chimia. Ramona, să te întreb de băieții. Da, păi am amintit că nu stăteam bine la capitolul ăsta, deși eram îndrăgostită tot timpul de careva. Dacă vedeam că nu mă bag în seamă, mă axam pe altul de care îmi plăcea și nu reușeam să am vreun contact, să mă perceapă ca pe o posibilă fată pentru o relație, ci mă percepea doar ca pe o amică și am suferit pentru asta, până am prins eu curaj în facultate să-mi întreb un bun amic, păi ce să fac? De exemplu, tu cum mai plăcea? Cum ar trebui să fiu ca să mă placi tu? De exemplu, sau să mă plac un băiat, cum ar trebui să fiu, să mă comport, poate nu fac bine. Și mi-a mai dat niște exemple așa din ce știa el, că ar trebui totuși să fiu mai feminină, să nu mai vorbesc orice, să mă îmbrac mai altfel, mai multe chestii. Și da, este important și feedback-ul pe care îl primești de la sexul opus în perioada adolescenței, la fel poate scădea stima de sine dacă chiar niciun băiat nu prea interesat, au fost un pic mai așa. Dar și pentru că, uite, eu n-am fost la fel ca el, nu am prea lucrat la, cum am spus, eram plinuță și țineam eu dietă, dar nu funcționau și n-am știut cum să lucrez eficient aici. Poate, adică de-abia după ce am terminat facultate am slăbit și am lucrat intens la asta, pe o perioadă de 2 ani mi-a luat să ajung la o greutate ideală și cum n-am muncit atunci, n-au fost rezultate. Da. Înțelegi, Julie? Da. După cum am zis, m-am orientat foarte mult după opinia publică și făcând treaba asta, bineînțeles că a avut o legătură directă și cu capitolul relații, fiindcă întotdeauna alergam după trofeu. Alergam după trofeu, îl luam. Prima oară, ce făceam? Zic, ok, țintă, target pus, bun, cât? 10 zile, hai să vedem. Wow! Mă apucam, scoteam toată artileria, mereu încercam ceva nou, mereu ceva nou. Mi-o luam, în fiecare zi mă uitam la poze. Bam, 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 ok, îmi place din ce în ce mai mult, îmi place din ce în ce mai mult. Și începeam să mă mint. Și mă mințeam atât de mult încât făceam din persoana aia o zeiță. Și eu mă îndrăgosteam de zeița aia și în momentul în care eram cu persoana respectivă, cred că zici că îmi făceam injecție. Dura 2 săptămâni și după 2 săptămâni eram... Hai că nu mai îmi place cu bluza aia, deja te-ai îmbrăcat de 2 zile cu ea, nu trebuie să-mi despărțim. Cum să scap. Da. Deci băgam orice numai ca să scap. Și am făcut treaba asta până la liceu. La liceu, opinia publică s-a îndreptat, aveam niște oameni importanți care mi-au zis, băi, fata asta e ce trebuie. Și am zis, bine, gata, fata asta e ce trebuie. Și am zis, gata, sunt aici, trebuie să dau până la capăt, să merg cum trebuie. Și 2 ani de zile am stat acolo, după care oamenii au zis, bă, nu e ce trebuie, am greșit noi. Nu mă mai interesează, am zis că e ce trebuie, merg înainte. Și atunci a fost treaba aia în care 10 spuneau, ești beat, eu ziceam, nu sunt beat, eu merg înainte. Până când mi-am dat seama că sunt beat și că, de fapt, mă mințeam pe mine foarte mult. Și apoi am început să lucrez foarte mult la treaba asta. Bineînțeles, a doua oară la fel, am alergat după trofeu.
Ia să vedem. Cam asta e cursa. Fata frumoasă, ia să vedem cine-s candidații. Ăla, ia. Cam cum sunt ei așa? Bun, păi dacă câștig înseamnă că e bine de tot, frate. Dacă câștig înseamnă că sunt bine, sunt peste tot, știi? Și atunci făceam treaba asta, dădeam tot ce aveam mai bun din mine și actoricesc și absolut tot, ca să reușesc. Și după ce reușeam, mă uitam înăuntru și zic, cream că e aur. Da. Și am făcut treaba asta până când am învățat să nu mă mai îmbăt. După ce am învățat să nu mă mai îmbăt, să nu mă mai mint, e foarte important figurat. Să nu te minți. Da, să nu mă mai îmbăt la figurat, ghilimele. E foarte important să nu te minți. Dacă te minți, nu e bine deloc. Nu e bine deloc, fiindcă treci peste tine de foarte multe ori. Am înțeles, trebuie să existe înțelegere între parteneri, dar nu trebuie să existe înțelegere în a te minți. Că te minți pe tine și nu e ok, trebuie să spui adevărul de la început, nu trebuie să pozezi într-un anumit fel că ești. Nu, de la prima întâlnire, bună, sunt Giuliano, hai să ne plimbăm în parc, mai întâi să vedem ce e aici. După ce am văzut ce e aici, primul ce e? Esteticul. În plan estetic, băi, să fim ok, să ne agrem. Al doilea este mentalul. Să vedem, gândim la fel, avem aceleași aspirații, e tot în regulă pe partea asta și aici la mental intră și planul spiritual și abia apoi planul fizic. Multe relații ei voiau să le încep în planul fizic mai întâi, dacă e ok acolo, mergem și mai departe. Stop, nu, mersi frumos, cântă la altă masă. Pentru că s-a terminat timpul și mai avem multe de vorbit, o să mai filmăm o emisiune și vă mulțumesc mult că ați venit acum și vom continua duminica viitoare. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat. La revedere!